Și Maria a spus: Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat cu bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel și i-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Fecioara va rămânea însărcinată, un miracol ce va uimi lumea toată. Unii îl vor crede, alții îl vor refuza, dar adevărul în veci de veci va triumfa. Nu din voia vreunui om, ci prin Duhul Sfânt s-a întrupat Domnul Iisus pe acest pământ. Nu ca să judece a venit Emanuel, Mântuitorul, ci să mântuiască de păcat pe tot poporul. La Isaia a venit, cum profeții de mult au anunțat, vestea bună a mântuirii tuturor le-a predicat, în umilință, în smerenie și în deplină ascultare, a venit Domnul Iisus să facă a Tatălui lucrare. Atât de mult Tatăl, omul creat de El l-a iubit, căci singura jertfă ce ne putea salva ne-a dăruit. Ne-a dăruit Fiul cel neprihănit și fără păcat, ce viața veșnică prin sângele-i sfânt ne-a câștigat. Se aude peste ani vestea nașterii ca un ecou. Câți vor crede? Câți vor fi și ei născuți din nou? Mă rog, Iisuse, să te naști în inimile celor ce iubim, ca împreună toți în cerul tău să te slăvim. Amin.